și bine ați venit pe canalul de YouTube Simplu de Făcut. În videoclipul de astăzi vom realiza aceste fundițe din hârtie. Bună, Adelina, și îți mulțumesc pentru susținere. Ți-am promis că o să te salut. Pentru acest proiect veți avea nevoie de o coală de hârtie colorată, un capsator micuț, linie, hârtie, o farfecă și un pistol de lipit. Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să tăiați din coala de hârtie ușii dreptunghiulare cu laturile de 3 și 25 cm. Vom avea nevoie de 7 astfel de fâșii. După ce am decupat toate cele 7 fâșii de hârtie, urmează să le îndoi pe jumătate, pe fiecare în parte. Următorul lucru pe care l-aveți de făcut este să luați una dintre marginile fâșii de hârtie și să o aduceți în acest fel, până la linia din mijloc. Va putea să depășească cu foarte puțin această linie, iar după aceea o veți capsa. Ajungând la această formă, veți face același lucru și cu cealaltă margine a fâșiei, doar că veți îndoi în partea opusă, în acest fel, la fel până aproape de jumătate. Ajungând la această formă, urmează să faceți același lucru cu încă 5 fâșii de hârtie. Una dintre acestea o vom pune deoparte. Ultima fâșie de hârtie o vom tăia pe jumătate. Aceasta o vom da deoparte. O vom forma această formă. În continuare, aveți de pus toate cele 6 forme una peste alta în acest fel, să le lipiți cu pistolul de lipit sau cu lipici. Iar la final veți pune acest cerculeț în centru. Așa ar trebui să arate. La final, așa va arăta fundița. O puteți pune pe cadouri sau pe punguța de cadouri. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.